În această seară, Ministerul Justiției pune în dezbatere publică proiectele legilor justiției privind statutul magistraților, organizarea judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii. Noi, la Ministerul Justiției, nu pretindem că deținem adevăruri absolute și soluții panaceu. Noi propunem însă o viziune prin aceste legi și invităm la o dezbatere serioasă, metodică, calmă, atât cât e cazul de îndelungată, până vom ajunge la un acord asupra tuturor problemelor esențiale. De aceea am prevăzut un termen de dezbatere care se întinde pe câteva luni, până la 31 martie 2021. Am aliniat mai bine, credem noi, așa zisul principiu al separației carierelor între judecători și procurori la Constituția țării. Consiliul Superior al Magistraturii este un organism unic, cu atribuții omogene și unitare, având exclusiv rolul constituțional al garantării independenței justiției, iar cele două secții ale acestui organism având rolul de instanțe de judecată în domeniul disciplinar. Fără îndoială, aceste cariere prezintă particularități, iar proiectul le observă, le sancționează, așezându-le într-un echilibru în ceea ce privește atribuțiile între plen și secții. Am asigurat receptarea în plan legislativ a recomandărilor organismelor europene, instituite prin cunoscutele rapoarte MCV, GRECO, avizele Comisiei de la Veneția. Se adaugă la aceasta receptarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Am în vedere o recentă jurisprudență cu impact asupra sistemului de organizare a justiției, a statutului magistraților. Am asigurat implementarea la nivel legislativ a deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale a României, spre exemplu decizia 121 din 2020, privind reglementarea prin lege organică a aspectelor esențiale privind admiterea în magistratură, inclusiv cele privind examenul de absolvire la Institutul Național al Magistraturii. De asemenea, decizia 454 din 2020, cu privire la transferul judecătorilor, decizia 588 din 2017, cu privire la condițiile încetării detașării și așa mai departe. Între noutăți aș remarca aici întărirea rolului CSM în organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor prin intermediul Institutului Național al Magistraturii, atribuind puteri sporite Consiliului Științific al INM cu privire la organizarea efectivă a acestor concursuri. Profesionalizarea procesului de selecție a magistraților, prin eliminarea oricăror modalități de intrare în magistratură fără concurs, spre exemplu, prin simple interviuri. Cu excepția magistraților pensionari, care pot fi reîncadrați fără concurs, după pensionare, la instanțe sau parchete care nu pot funcționa normal din cauza numărului mare de posturi vacante. De asemenea, am prevăzut eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraților. Această schemă de pensionare anticipată a magistraților a fost introdusă în 2018, este suspendată printr-un act al guvernului Orban, dar, în perspectivă, ea trebuie eliminată pentru că creează multiple vulnerabilități sub aspectul resurselor umane în sistem. Întărirea principiului independenței procurorilor în activitatea judiciară. Micșorarea pragului de vechime impus procurorilor cu funcții de conducere de rang înalt, având în vedere realitățile din teren, cât și exigența selecției derivată inclusiv din asigurarea unei baze de recrutare selecție reprezentativă. Ridicarea la rang de lege a unor proceduri de numire în funcții de conducere de rang înalt a procurorilor și restabilirea echilibrului dintre actorii implicați în procedura de numire, Ministrul Justiției, Președintele României CSM, dar și introducerea unor exigențe relativ la obligativitatea motivării refuzului președintelui de numire în funcție, precum și posibilitatea atacării în instanță a decretului de revocare. Aceasta este o soluție în premieră care decurge în mod direct din jurisprudența CEDO. Eliminarea restricțiilor care privesc libertatea de exprimare a magistraților, introdusă de asemenea în 2018, criticată în toate rapoartele de țară. Eliminarea rolului actual al Ministerului Finanțelor Publice, în contextul procedurilor de răspundere materială a magistraților pentru erori judiciare.
modificarea, respectiv lărgirea competenței de judecată a judecătorilor stagiari, în acord cu realitățile din sistemul judiciar și nivelul acestora de pregătire, prevedere de altfel solicitată chiar de către Consiliul Superior al Magistraturii. Revenirea la normele care consacrau accesul în funcția de judecător la înalta curte prin concurs, urmărindu-se astfel creșterea profesionalismului, dar și a transparenței și obiectivității procesului de selecție. De asemenea, o inovație este introducerea cerinței dublei specializări a judecătorilor care accesează o funcție la instanța supremă. Creșterea duratei mandatelor funcțiilor de conducere, de la 3 la 4 ani, având în vedere, în principal, natura atribuțiilor manageriale fixate prin lege în cazul acestor funcții, dar și unele critici ale rapoartelor de țară care vizau, e adevărat, exclusiv procurorii. Noi am considerat că această creștere a duratei mandatelor trebuie să opereze pe întreg sistemul. Creșterea rolului procurorului general al parchetului de pe lângă înalta curte de casație și justiție în asigurarea bunei funcționalități a Ministerului Public. În ceea ce privește legea privind organizarea judiciară, de asemenea subliniez principalele propuneri. Desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Context în care proiectul reglementează modul de transfer al cauzelor judiciare la celelalte parchete, situația personalului structurii, alte dispoziții tranzitorii, regimul juridic al diverselor acte procesoare, procedurale efectuate în procedură, etc. Reglementarea detaliată a motivelor de revocare, precum și procedura de revocare a procurorilor numiți în cadrul DNA și DICOT. Modul de exercitare a atribuțiilor manageriale în cadrul structurii de conducere a parchetelor este acum reglementat prin lege, în raport de decizia CCR 345 din 2006. Abandonarea soluției legislative introduse de asemenea în 2018 în ceea ce privește compunerea completelor de judecată în apel cu un număr de 3 judecători și revenirea la formula inițială de 2 judecători. Având în vedere insuficiența normei în vigoare din perspectiva asigurării calității procesului de deliberare, dar și în raport de volumul mare de activitate al instanțelor, prin raportare la numărul de judecători și personal auxiliar de specialitate. Limitarea posibilității infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior la motivele de nelegalitate. În 2018 s-a introdus și motivul de netemeinicie. Am eliminat această prevedere din 2018, de asemenea criticată în raportele de țară. Procedură detaliată de numire în funcție în cadrul DNA-DICOT, uniformizând regulile de recrutare, selecția procurorilor din cele două direcții, din perspectiva condițiilor de numire, a vechimii, care acum va fi propusă la 7 ani, și a declarării admiși în urma unui concurs organizat potrivit legii prezente, deci a propunerii, și a regulamentului aprobat prin ordin al Procurorului General.